Salutare tuturor! Bine ați venit pe acest canal de YouTube! Mulți dintre dumneavoastră m-ați rugat să vă spun o rețetă simplă pentru îndesirea genelor și sprâncenelor. În tutorialul de astăzi am să vă arăt o rețetă simplă și eficientă. Eu astăzi am să vă spun o rețetă care vă va ajuta foarte mult. Avem nevoie de ulei de ricin. Acesta îl puteți cumpăra de la Plafar. Ne trebuie periuța de la un rimel pe care nu îl mai folosim. Spălăm bine periuța de la rimel, o uscăm, iar apoi ne folosim de ea. Desfacem capacul. Luăm periuța spălată și uscată și înmuiem în sticluța cu ulei de ricin. Lăsăm să se scurgă uleiul de pe ea, iar apoi cu periuța unsă ne dăm pe gene și sprâncene. Este bine să ne dăm seara înainte de culcare. Ne dăm o perioadă cât mai lungă de timp. Vom vedea că genele și sprâncenele își vor reveni, se vor îndesi foarte mult. Este bine să nu folosească acest ulei persoanele care au o sensibilitate a ochilor sau care fac alergie la ricin. Dacă vă abonați la canalul meu de YouTube, acolo veți vedea și alte rețete care vă va ajuta la îndesirea genelor și sprâncenelor. Să vă fie de folos! Puteți să vă ajutați cu adevărat corpul să fie sănătos, frumos și relaxat cu rețete ușoare, naturale, care sunt mereu la îndemâna oricui. Dacă nu v-ați abonat, atunci abonați-vă la acest canal de YouTube, astfel încât să nu ratați videoclipuri noi. Pe curând!